La interviu a participat la interviul, unde fostul internațional suedez Bojan Dijorčić, născut în Serbia, a participat la interviu. La un moment dat, stropitorii au fost fierbinți, iar discuția a degenerat după ce Dijorčić a spus că Jesper Karlsson a primit prea puține minute. Jucătorul de la AZ Alkmaar a fost introdus pe teren în minutul 82 și a marcat golul 4-0 în minutul 88. Rămâi aici și vorbește prostii, putem discuta despre alegerea jucătorilor toți blestemați noaptea, scuză-mă. Cine nu ar trebui să joace? Trebuie să aleg primii 11, deci cine nu joacă? Scuză-mă, dar poți face așa cum vrei când vei fi antrenorul echipei, a spus Janne Andersson. Suedia, desigur. Dar pe cine reprezentați? A răspuns Dijorčić. Păcat. Dar valul de răspunsuri nu s-a oprit aici. Vorbești prea mult acum, ești prea agresiv, spuse Dijorčić. Te reprezintă la fel de mult ca oricine altcineva. Nu voi uita acest răspuns. Este destul de hărțuitor ca antrenorul unei echipe naționale să spună ce ai spus pe cine reprezentați. A fost răspunsul lui Dijorčić. Atunci ar fi trebuit să fiu defensivă. Dar dacă aș câștiga 5-0, trebuie să fiu o defensivă. Sunteți patru aici și ar dat cu întrebări.